98, 99, 100. Gloria își luă mâna ei mică și plinuse de pe ochi și rămase locului, încrețindu-și nasul și clipind din cauza soarelui. Apoi, încercând să privească în toate direcțiile, făcu cu multă atenție câțiva pași, depărtindu-se de copacul de care se sprijinise. Își întinse gâtul spre dreapta pentru ca să exploreze desișul unui tufiș. Se apropia apoi de el ca să-i cerceteze mai amănunțit ascunzișurile. Domnea o liniște de plină, întreruptă doar de buzuitul insectelor și din când în când de ciripitul unei păsărele care cuteza să iasă din umbră și să înfrunte dogarea soarelui de amiază.